Astăzi, 11 noiembrie, se dă startul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vă informez că eu, Sorin Năcuță, sunt candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul României pe listele Partidului Național Liberal, ca reprezentant al Colegiului 5 și 6, adică municipiul Pașcani, orașul Hârlău și comunele învecinate. Menționez că îmi propun pe perioada unui mandat să susțin proiectele de investiție și de dezvoltare pentru această zonă, pentru locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Mai doresc să propun modificări la unele legi importante, astfel încât să se creeze cadru facil pentru implementarea acestor investiții, pentru ușurarea procedurii de eliberare și modificare a titlurilor de proprietate și a încadastrării gratuite și pentru lămurirea unor aspecte privind delegarea și contractarea serviciilor publice. Nu vreau să promit și nici nu pot să promit ceva în schimbul voturilor dumneavoastră, dar eu cred că odată ajuns deputat în Parlamentul României, voi lupta, voi face totul pentru ca viața cetățenilor din această zonă să se schimbe în bine. Ca părinte, îmi doresc ca tinerii să rămână în țară, să poată profesa după încheierea studiilor, să aibă curajul să-și întemeieze o familie și, de ce nu, să-și pună bazele unor afaceri, pentru că eu cred că avem tineri inteligenți, dornici de muncă și care își doresc să reușească în viață pe propriile forțe aici, acasă, la noi. Eu am încredere în copiii mei și în acești tineri, pentru că ei reprezintă viitorul, iar acest deziderat poate fi îndeplinit cu sprijin din partea statului, cu implicare, cu muncă cinstită și, de ce nu, cu credința că nimic nu este imposibil. Moldova este zona cu stadiu cel mai mic de dezvoltare, are nevoie de investiții, dar pentru aceasta avem nevoie de infrastructură și căi de comunicații rapide și sigure. Un proiect important, spun eu, în infrastructură, după aeroportul regional, cred că ar trebui să fie autostrada Iași-Târgu Mureș, care ar trebui să încurajeze, prin legătura între Moldova și Transilvania, ar trebui să încurajeze aceste investiții. Echipa PNL nu își propune să obțină încrederea cetățenilor prin promisiuni deșarte și prin minciună, ci doar să convingă prin muncă cinstită și prin ceea ce vor face. Îmi doresc să susțin proiectele pentru comunele și zonele defavorizate din municipiul Iași, iar eu știu că cetățenii sunt descurajați, sunt supărați pe clasa politică, pentru că în repetate rânduri s-au făcut promisiuni și care nu s-au onorat, la fel ca și în această perioadă, că li se vor dubla salariile, că li se vor anula taxele. M-am înscris în această competiție, nemulțumit fiind și eu de starea orașului, de starea zonei, de aceste promisiuni mincinoase. Și eu sper că Partidul Național Liberal și echipa de la Iași vor putea aduce un plus de valoare și prosperitate zonii. Spun aceasta pentru că îmi doresc foarte mult să susțin zona și cred că am și cu cine, pentru că
Fac parte dintr-o echipă de elită a Iașului, să spun, care începe cu Marius Bodea, directorul aeroportului regional, cu doamna Iulia Scântei, care a fost secretar general în Ministerul de Justiție, oameni cinstiți, oameni corecți, capabili să susțină proiectele de investiție și dezvoltare în județul Iași și care să ridice zona din sărăcie și resemnare. Pentru noi toți, eu spun că nu sunt soluții în trecut, ci doar privind înainte. Vă mulțumesc!